Da, domnule director, ne spuneți, vă rog, câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat astăzi la dumneavoastră. Da, în cadrul expertizei tehnice pe care noi o efectuăm la solicitarea parchetului general, am efectuat o simulare la o porțiune semnificativă din clubul colectiv, încercând să reproducem evenimentul și să determinăm mecanismul de declanșare al incendiului și de propagare al acestuia și cu consecințele care au decurs de aici. Putem vorbi de ceva rezultate? Deocamdată nu, pe baza a ceea ce am făcut și înregistrat astăzi, analize de gaze, imagini, video și altele, va urma prelucrarea acestor date, care ulterior vor fi predate organelor de anchetă. În ce a constat experimentul, de fapt? În inițierea cu ajutorul unui articol pirotehnic a porțiunii semnificative din clubul colectiv, care a fost reprodusă la scară reală. Și care sunt pașii următori care urmează să fie făcuți? Așa cum v-am spus, analiza datelor pe care le-am cules astăzi. Puteți să avansați un termen când ar fi disponibil această analiză? Din punctul nostru de vedere, în cel mult o lună cred că va putea fi predată lucrarea. Puteți spune cine a participat la acest experiment? Da, având în vedere că în rezolvarea acestei expertize colaborăm cu Institutul Național de Expertize Criminalistice, directorul acestui institut a venit și a participat la derularea simulării pe care am făcut-o astăzi și împreună vom colabora în continuare pentru finalizarea expertizei. Procurorii nu au venit, n-au fost în zonă? Nu au participat la această expertiză tehnică.